Dată nu asta a fost. Valerian Pădoi, 29 de ani, Nicolae Pădulescu, 45 de ani, Maria Zoe Bălan, 24 de ani, Florin Puiu Cristian, Petre Cristodorescu, 21 de ani, Rodica Cristurereanu, Aurel Sofona, 32 de ani. Adevărul este că nu ei au devenit liberi, ci pe noi ne-au făcut să fim liberi. Ori asta ne-a făcut să contractăm o datorie morală, și anume de a apăra darul ăsta pe care ni l-au făcut murind și de a nu-l lăsa să ne scape din mâini și să nu ne răpească nimeni.